Am un răspuns. Are cineva o întrebare? Întreabă. Nu te costă nimic. Vreau să știu de ce. Vreau să întreb. Întreabă. Vreau să întreb. Nu te costă nimic. Întreabă. Dar poți afla. Întreabă și tu. Ai o întrebare? Da, vreau să întreb și eu. De ce? Întrebarea mea vreau este... Vreau să știu de Ai ce? O întrebare? Vreau să întreb. Am un răspuns pentru întreabă. Tine. O rubrică zilnică realizată de slujitor Dani. Întrebarea zilei. Întrebarea zilei. Întrebarea zilei. Care este a treia cerere din rugăciunea domnească? A treia cerere din rugăciunea domnească este: facă-se voia ta, precum în cer și pe pământ. Adică, învrednicește-ne să împlinim voia ta pe pământ, așa precum îngerii o împlinesc în cer. Sfântul Simeon al Tesalonicului, luând temei de la Sfântul Grigorie al Nisei și de la Sfântul Maxim Mărturisitorul, dă acestei cereri următoarea tâlcuire: fă-ne pe noi ca pe îngeri, adică fie și facă-se voia ta în noi, precum în dânsii, fie în noi voia ta cea sfântă și fără prihană, ci nu voia noastră omenească, cea cu prihană. Îngerii în cer ascultă pe Dumnezeu de bunăvoie și pururea și cu aceeași râvnă se supun neîncetat și sunt neclintiți în ascultarea și în împlinirea poruncilor lui Dumnezeu. Citim în Psalm 102 cu versetul 21. Astfel, prin cererea fie voia ta, precum în cer și pe pământ, noi ne rugăm Tatălui Ceresc să ne hrăzească darul de a trăi pe pământ cu puterile cerești. Și după cum îngerii în ceruri se supun în toate, fără să cârtească voinței lui Dumnezeu, tot astfel și oamenii toți să se supună lui Dumnezeu pe pământ, fără mâhnire și cu toată recunoștința. Voia lui Dumnezeu este însă aceea pe care a arătat-o Iisus Hristos și pe care El a împlinit-o, și dorim împlinirea voinței lui Dumnezeu în cer și pe pământ, fiindcă una și alta ajută la mântuirea noastră și a tuturor oamenilor, 1 Timotei 2,4. Deci, în primul rând, această cerere nu este doar o datorie, ci o stare de desăvârșire. Este strigătul aprins de dragoste pentru împărăția lui Dumnezeu și un cântec de biruință întru cinstirea nemărginitei sale puteri. Și, în al doilea rând, este un fapt de supunere al voii noastre la voirea lui Dumnezeu, după însăși pilda Mântuitorului: m-am pogorât din cer nu ca să fac voia mea, ci voia celui ce m-a trimis pe mine. Ioan 6,38. Este un semn de respect din partea noastră sau a supunerii noastre, ca să zicem așa, un suspin de încrezătoare lăsare în nădejdea lui Dumnezeu, atunci când voia Lui trebuie împlinită cu suferință. Cităm: Părinte, de voiești treacă paharul acesta de la mine, însă nu voia mea, ci voia Ta să se facă. Luca, capitolul 22, versetul 42. Să rugăm, iubiți frați creștini, ca voia Lui Dumnezeu să se facă în fiecare ceas al vieții noastre, în noi și în lume. Amin.